Hai să începem, da? În conformitate cu dispoziția articolului 133, 134, articolul 196, din 96-2019, dispoziția primară numărul 77-2023, a fost convocat pentru ședința ordinară de astăzi. Da. Din cei 10 consilieri locali, sunt prezenți 9, domnul Fratălat, pe o tot lipsește. Așa, fiind prezent majoritatea consilierilor locali, ședința este statutară. Având în vedere prevederea articolului 138, aneaxul 15, vă rog să adoptați procesul verbal la ședința anterioară. Să începem. Împotrivă, atenție. Procesul verbal a fost adoptat până în 6 din voturi. La ședință participă domnul Reisul TV și pe domnul Diaconu Neculea, care este invitat pentru depunerea pronunțului și validarea de consilier local în mandatul care urmează de echipă ăla. Acum rog pe domnul președinte să treia lucrurile de ședință. Mulțumesc pentru încredere acordată și promit că voi conduce lucrurile de ședințe conform normelor legale și democratice. Se dă citire ordinii de zi. Se dă ordinii de zi. 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a domnului Diaconu Neculae, devenit vacant din partea PSD în cadrul Consiliului Local Ardemani, județul Bacău. Inițiator primar Victor Diaconu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului, comisia care realizează cele trei comisii. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunicare Bacău-Adif pentru anul 2022, inițiator primar Victor Diaconu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului, comisia care realizează comisia 1. 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Comității Administrative Teritoriale Comuna Ardeoan pentru ședința adunării generale a acționarilor ASECE Compania Regională de Apă Bacău din 5-8-2022, ora 11. Inițiator primar Victor Diaconu. Proiectul este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului, comisia care realizează comisia 2. 4. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local Ardeoan, numărul 49 din 14.06.2022, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Ardeoan. Inițiator primar Victor Diaconu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului, comisia care realizează comisia 2. La 5, diverse. Dacă nu sunt și alte proiecte de hotărâre, de introdus pe ordinea de zi, da. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuția proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 2 al anului 2022, conform contractului de execuție. Okay. Execuția al bugetului local 30.06.2022. Inițiator primar Victor Diaconu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care realizează comisia 1. Supus spre aprobare ordinea de zi în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține ceva. Intrăm în ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Diaconu Neculae, devenind vacant din partea PSD, în cadrul Consiliului Local Ardeoan, județul Bacău. Avizie. Comisia 1, Moise Cosmin. Avizie favorabil. Comisia 2, domnul Macadam Bogdan. Avizie favorabil. Comisia 3, domnul Raț Andrei. Avizie favorabil. Cu permisiunea dumneavoastră, vom trece la depunerea jurământului de către consilierul local declarat ales, al cărui mandat a fost validat de către judecătoria Mâinești, în scopul completării Consiliului Local al Comunei Ardeoan și rog pe domnul Constantin Neamțu, secretar general al Comunei Ardeoan, să prezinte încheierea pronunțată de judecătoria Mâinești în dosarul 2436/260/2022, prin care este validat mandatul Consiliului Local declarat ales
în persoana domnului diaconu Neculae. Vă rog, domnule secretar general al Comunei Ardeoan. Da. Încheiere, ședința de, din Camera de Consiliu din data de 4-7-2022. Te rog, fiind cererea de chemare în plecată, formulată de petența a primăria Comunei Ardeoan, cu sediul Comunei Ardeoan de Supacoma, după obiect validarea mandatului consiliar. Procedura este legată de vită, cauza fiind soluționată în Camera de Consiliu fără citare. Se face referat o cauză de către referul de ședință, care integrează instanțe de judecată faptul că petenta a înaintat la adresat prin serviciul de instatură scrisurile solicitare în adresa emisă la data de 37-2022. Instanța verificându-și din oficiu competentă, antemnivă la articolul 131 cod procedură civilă, constată că judecătoria mâine este competentă general, material și teritorial, să soluționeze prezenta cerere și în temeiul la articolul 289 cod de procedură civilă, apreciază că cererea poate fi soluționată la acest termen de judecată, sens în care reține cauza în pronunțare. Instanța, deliberând asupra cauzei civile, de față constată următoarele. Prin cererea înregistrată, pe rolul judecătorii Mănești, la data 36-2022, cu numărul 2046-260-2022, Primăria Comunei Ardeoan a solicitat a se lua act de faptul că domnul consilier Popa-Gheorghe a demisionat de la această funcție, urmând a se constata încetarea de drept a mandatului de consilier local, precum și vacantarea locului de consilier local. A înaintat la dosarul cauzii hotărârea numărul 52 din 23-6-2022 a Consiliului Local Ardeoan și în scrisul. Analizând cererea prin prisma scrisurilor, dosarul instanța reține următoare. În fapt, prin propunerea înaintată de către Primăria Comunei Ardeoan s-a solicitat a se constata faptul că un loc de consilier local a rămas vacant ca urmare a demisie domnului consilier Popa-Gheorghe. Asta mai reține și faptul că domnul Cerui Gheorghe a formulat cerere de renunțare pentru îndeplinirea funcției de consilier suplian de pe lista Partidului Social Democrat, cu numărul 4242 din 23-6-2022. Îndrept potrivit articolul 114 din nou G, numărul 57-2019, privind codul administrativ, judecătoria, după verificarea documentelor obitoare pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la alineatul 2, litera AE, se pronunță prin încheiere față de pronunțarea de validare înaintată de Secretarul General al Autorității Administrative Teritoriale. Totodată, constată faptul că prin hotărârea Consiliului Local a Comunei Ardeoan pe Subasov, luată ca urmare a întrunirii în ședința din 23-6-2022, s-a luat cu privire la încetarea de drept prin demisie înainte de expirarea durată normală a domnului Popa-Gheorghe. Ales Consiliul Local la alegerile din 27-9-2022 pe lista de candidați ai Partidului Social Democrat, fiind declarat vacant acest loc de consilier. Față de solicitarea petente și având în vedere documentele înaintate la dosar, corroborat cu articolul 114, cu articolul 122 al aleatul 1, din nou G, numărul 57-2019, va admite cererea și va valida mandatul candidatului de acolo ales pe lista Partidului Social Democrat în funcția de consilier local cu un candidat de sub acord, potrivit dispozitivului de mai jos. Pentru acest motiv, în numele legii dispune. Admite cererea având ca obiect validare mandat consiliar, formulată de petenta primăriei Comunei Ardeoan, cu sediul Comunei Ardeoan pe Subacolo. Cu temerea articolul 114, corroborat cu articolul 204, alineatul 6 și articolul 122 din UG, 17-2019, funcția validează mandatul candidatului de acolo Nicolae, a desfilită Panitul Ocean de Lucat, în funcție de consiliere local al Comunei Ardeoan de Subacolo. Da, mulțumim domnului secretar general, rog pe domnul de acolo Nicolae să depună jurământul. Fiind un moment solemn, vă rog să vă ridicați. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Ardeoan. Așa să-mi ajute Dumnezeu.
domnul președinte. Da, acum eu semnez un exemplar de pe actul românului și de pe certificatul dovedor al alegerilor locale din 2020. Poftim, domnul. Și acum și aici aveți niște instrucțiuni cu privire la regulamentul de organizare și înfruntare a costului local. Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Eu. Da. Acum se validează mandatul de consilier local al domnului de acum Neculai conform rezultatul alegerilor locale din data de 27 ianuarie 2020, Ferința Partidului Social Democrat. În urma validării mandatului de consilier local al domnului de acum Neculai și a depunerii jurământului, acesta dobândește toate drepturile și obligațiile legale pe care le are un consilier local. Consilierul local de acolo, Neculai, va face parte din Comisia numărul 3, Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement. Acum, vă sugerez să vă alegeți din cei care face parte din Comisie, din Comisia 3, domnul de acolo, Neculai, domnul Rață și cu domnul președinte Bunel, să vă alegeți președintele și secretarul. Ok, dacă tot intră în locul domnul Popa Gheorghe, să îndeplinească și funcția de secretar. Dacă dumneavoastră, dumneavoastră trei stabiliți. Da. Da. Să-mi schimb, domnul la secretar. Deci, deci președintele rămân domnul de acolo Nicolae, secretarul domnul Rață și membrul domnul... Exact. Acum domnul de acolo, dacă vrea să spun și eu câteva cuvinte. Da. A fost ales și validat de trei atât instanțe de scosul local. Mulțumesc pentru încrederea acordată și pentru funcția mea cu președinte și sper să duc la bun sfârșit. Dacă dorește cineva să mai ia cuvântul? Da. Eu am succes, domnul consilier, de acum de două ani. Am dat un prezent. Deci succes. Supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține ceva. Se trece la următorul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, adic pentru anul 2022. Avize. Comisia 1, domnul Moise Cosmin. Materialul a fost discutat în comisie. Dacă se mai e nevoie, mai discutăm. Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotriva? Dacă se abține cineva. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Comitetului Administrativ Teritoriale Comuna Ardeoan pentru ședința adunării generale a acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău din sat din 5-8-2022, ora 15. Avizie. Comisia 2, domnul Mastadan Mondan. Avizie onorabil. Așa. Aceeași problemă s-a discutat în comisii. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv, cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local Ardeoan, numărul 49 din 14.06.2022, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Ardeoan. Avizie. Comisia 2, domnul Macadar Bogdan. S-a discutat. Supun la voi proiectul de hotărâre care v-am prezentat. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuția proiectului bugetar, bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 2 al anului 2022, conform contului de execuție al bugetului local la 30.06.2022. Aviz Comisia 1, domnul Moise Cosmin. La fel, s-a discutat în comisii. Deci, dacă dorește cineva să ia cuvântul, dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentat de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Diverse. Dacă
vrea cineva să scrie la cuvânt. Dacă nu, fiind depozitată pentru problemele la ordinea, zic declar închiderea lucrărilor de ședință.